Nu e clar. Păi, vii. Păi, e forma din 10-10. Deci, mia este format din 100, 10 de a de 100. Sau 100 de 10 ori. 100 de 10 ori. Deci, mia înseamnă așa. 100... Plus 100. Sau, hai să zicem așa, că este egal cu 900 plus 100. Da, corect. Deci, 900 plus 100. Da, și 100 plus. Și de aceea, în loc la sute, nu mai rămas. De ce rămâne 9? Fiindcă păi de asta rămâne 9. Exact. Și era mai de minus 729. Și acum mai departe. Suta asta cum o poți scrie? Vă arăt cum poți scrie. Suta asta. Ce rămâne acolo 9? Acum am văzut. Suta asta o zicem ca fiind? 50. 90. 90 plus un 10. Deci egal mai departe cu 900 plus 90 plus un 10. Deci 900 plus 10, 90 plus 10, fac mia de aici. Exact mia. Asta e toată mia de înainte. Da? O mie. Iată cum. Ăsta e motivul că ai zis 9, 9. Adică la sute s-a transformat, 0 ăsta e 9, așa cum ai spus, că sunt 900. La 10 am 9, ăsta e motivul, iar la unități am 30. Deci, hai să le scriem sub unele sub altele. 1000 minus 729 înseamnă, cum ai zis tu, cioc, 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 n-am, cioc, n-am, 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 am dus aici. Aici am. Și atunci, asta, mia asta, am zis-o 900, de aici rămâne 9. Și mai scriem 5, 90. Și suta asta, îi luăm un 10 și rămas la, sute, la 10, 90. Și acum am 10 la dispoziție. 10 asta la unități. Da. Și 10 asta, 9 minus 10, 1. Da. 9 minus 2, 7. Așa. 9 minus 7, 2. Mm-hmm. Iată cât de interesant este. Deci trebuie să înțelegem aici. Dacă spunem mecanic 9, 9, 9 și nu înțelegem, nu avem așa o șansă să facem un lucru foarte bun. Uite-te! Uite, am să vă spun. Vreau să facem scăderea asta. 2000, deci 2000, da, scăzut 738. Trebuie să șterge, șterdem 2, punem 1. Și e extra complicat. Deci, iei 1000 din 2. O să fie foarte complicat pentru mine. O să fie complicat, nu? Da, pentru dumneavoastră. Pentru mine o să fie foarte complicat. Da, mă, eu te cred. Așa, tu ai dreptate aici. Dar asta, practic, faci. Tu gândești în felul următor. Hai să le spunem prietenilor noștri. 2000 minus 738 înseamnă că din 2000 iei 1000, da, și a rămas o singură mie. A rămas 1000, cu un înțeleg. Mie aceea o rupi ca fiind 900 plus 90 și plus 10. Plus 10. Deci 900 plus 90 plus 10 face exact mia care e luată din cele două. Asta e mia. Și de acum, din asta, că ai pus-o la dispoziție, înseamnă că ai acoperit în clipa asta. Așa cum ai spus, 9 de 2 rămâne 1. Adică ștergem ca să nu ne mai complicăm. Deci ar fi cam așa, 1, 9, 9, 9 6, 6, 6, deasupra pune 10. A, 10. 10 de acelea care a urmat, împrumutului. Și noi am scăzut aici cât am scăzut? 738. 738. Și acum merge șnur. Pentru că zicem acum. 2. 2. Din 10 asta. 6. 6. 2. 2. 1. 1. Da? Dar, dragilor, așa trebuie să încercăm să le explicăm copilor. Desfăcut. Mie aceea, cum am rupt-o, 990 și 10. Și acum ne apucăm de lucru fără nicio emoție. Altfel, dacă mecanic 999, nu știi de ce e 9 ăla. Din motivul ăsta, că a fost mie care a fost ruptă 900 plus 100, sunt aceia 90 plus 10,
și facem treaba foarte clar. Dar dacă îți dau așa, 2000, 1, 1, 1, 1, 3, scăzut 794. Dați interzis. Ia să vedem cum facem. Zi, 3 din 4. O, să fie ceva foarte greu. Bă, lasă-mă, nu mă mai speria. Trebuie să poate. Nu se poate, da. Avem împrumut. Da. 6 și către 9. Deci... 9. Deci 9, 10 minus 4, 6 și cu 3, 9. 10 minus 4, 10, asta te-ai căutat. 6 și cu 3, 9. Am înțeles. Bun. 9 din... 0 minus 9. 0 minus 9. Păi 9 minus 0 se poate, da. 0 minus 9. 9 nu se poate. Da. Ne împrumutăm. 2. Da. Scrie 2. 10 minus 9, 1. 2. Dar de ce 2? Păi, dar de ce 2? Că ai luat 1. A, 1. Așa, ești atent că a fost 0 acolo și ai luat 10 aici și a cine 1. Aici, acum. Nimic. Da. Și cum zice? 9. Deci cât vine? 7 din cine? Adică scriem o nouă. Aici nouă? Da. Nu cred. Nouă. Cât este aici după ce te-ai provocat? Cât a rămas în loc de 1? 0. 0. 7 din 0 nu se poate și atunci... 7 din 0 se poate. 0 din 7. 0 din 7. Da? 0 scăzut 7 nu se poate. Păi ne împrumutăm. Da. Păi ne mai rămâne și nouă acolo, și nouă acolo. Nu. Atenție, că este primul împrumut aici. Adică 9. Minus 7, 2. Nu, nu e 9. Era 0 și m-am împrumutat și 10. E primul împrumut. Nu m-am dus mai încolo să mai rup. Deci aici este foarte important. Că aici, în loc de 1, da. Era 0, da? Da. Fiind 0, ne-am împrumutat aici și zicem acum 10 minus 7, 3. Deci el nu-i nou ca... N-a mai fost aici 0 să mă împrumut, să mă împrumut ca mai înainte. 1319. Hai să mai reluăm o dată, că nu alții a fost foarte clar. Mai reluăm o dată. 4 din 3. Nu se poate. Ne-am împrumutat. Și aici a rămas 0. Da. Da? Deci când am luat 10 aici, a rămas 0. Așa trebuie să înțelegem. Deci în etapa asta de împrumut, ca să fac operația de aici, și mi-a dat 9, aici e 0 de acum transformat. Da. Și zicem 9 din 0 nu se poate. Nu. Ne împrumutăm. Da. Deci acolo ați făcut un împrumut. Sigur că. Atenție pe unul ăla. Deci ăsta s-a transformat în 0 dacă l-am luat, da? Da. Ăsta s-a transformat în 0. Când am împrumutat și l-am dus aici. Nu se poate nu se opera. Poate. Și le duci la vecinul. Îl luăm pe el. Da, și acolo rămâne cât? Aici rămâne cât? Zero. Tot zero. Deci spunem că rămas zero. Vecinul s-a dus și l-a acoperit și s-a făcut 10. 10. Când se duce înapoi face 10. Da. 9 scăzut 10. Adică 100 înseamnă 10-10. De aia ne-a dus la 10-10. Și 9 din 10 face 1. Aici a rămas 0. Și acum când zic 7 din 0. 0. Nu se poate. Nu se poate. Ne împrumutăm de la mii. Și luăm de acolo. Și când îi ducem lui pe prima dată și asta se transformă mii în 1000. Și aici a rămas doar 1. 7 din 10. 3. 3. Și de aceea, unul care a devenit aici coboară, nu? Și facem 1314. Mai vreau să facem încă una de asta, să văd că mai acționez corect. Deci, hai zicem așa, din 5000, 103, da, scădem pe 794. Trebuie 4 nu se poate, n-avem nimica. Asta avem. Când n-avem, ne ducem tocmai la sute, da? Și acum... Scriem 9. Uite, ăsta devine cu 9, că de fapt luăm suta de aici. Da. Luăm suta de acolo, rămâne 0.
să ne înțelegem aici, când am luat 100, rămâne 0 și ea se transformă în 10-10, dar o 10 îmi trebuie să ajungă tocmai la vecinul. Deci erau 10-10, dar una o iau și o duc aici ca să fac un 10 și mi-a rămas aici doar 9. Da? A rămas 9-10. Adică 9, că e pe poziția 10-o. Deci noi când am luat 100, am transformat-o 100 asta în 90 și pus-o 10. 9, 0. Deci 9 din 9 la 10 face 0. 9, 0. Așa. Și 9 la unități. Și 9 la unități, da? Corect. Nu 9. E bine? Apa, da. E bine. E bine. Și acum, când se reducem la sute, să operăm? Eu avem 0. 4, 3. De ce 4? Nu, 4 la mii? Lasă, bravo. Băi, așa se spune. 300. 3 la sute. Și 1.400. 4 la mii, mii. Da? Și 4 la mii. Deci, iată, în altă situație interesantă. N-am avut așa, am zis-o mai în partea asta. Și acum, când ne ducem spre situația aceea care o avem noi, ca nevoie cea mare, suta asta s-a transformat în 90 și o 10. Da. Când vom fi aici la scădere, știu că nu mai este 0, este 9 aici. Da? Da. Din motivul ăsta am arătat că se transformă și 10 ajunge tocmai la unități și atunci am fost scădere și totul merge perfect. Da. Deci, dragilor, trebuie să facem mult exercițiu, da, până când înțelegem bine mecanismul. Dar așa trebuie să fac copilul. Cum am avut aici, n-am avut nimic. L-am împrumut, adică n-am avut nicio cifră, tipă 0, 0, 0, dar unități 10, 100. Atunci am luat 1000, iar am zis-o ca fiind 900, 90 și 10 la sfârșit. Și atunci a apărut situația, cum am explicat-o acolo, și lucrurile merg. Că facem scăderea din cine? Din 10 aceea acum, de-aia e 9, de-aia îi spune că e 9, 9, da? Din motivul ăsta. Sigur că mai exersăm lucrul ăsta. Și trebuie să le prindem foarte bine. Dar hai să încheiem cu o adunare de aceea repetitivă. Nu? Da. Să vedem cât face. Așa, te știu că... 8 minute este prețios mare. Deci avem... Vreau să vedem 237 adunat de de 13 ori. 237 din 13 ori. Deci, practic, în loc să descrim gârdul una sub alta așa, vom scrie cu egal cu 237 ori. 10 în paranteză, 10 plus 7. Plus 10 3. Plus 3. Plus 3. Care se traduce? 237 plus 7. Ori 10 egal 237 ori 10. 2307. Așa. Plus 237 ori 3. Ori 3. Și facem 3. Aici este 2370 plus... Acum trebuie să adunăm de câte ori pe 237? De 3 ori. Dar eu zic să faceți frumos, așa, unele sub altele. Așa, viteză maximă. Mai mult îmi place așa. Am crescut, nu? Sunt la clasa a doua. Da, da, da. Dar să muncim aici, să le arătăm prietenilor noștri câtă muncă este. Deci să le pun unul sub alta de 3 ori. Da. Deci 237, adunat cu 237 plus 237. Egal. Și e cazul de lesu. 1. 1. 7 ori 3, 21. 1. 3, 9. 9 și cu 2. 2. 1. 11, 1. Da.
8 sau 7. 2, 4, 4 tu, 6. Tu, tu spui. Plus 7. 7. 7. Da? 711. Deci, adunarea asta a făcut 711. Deci plus 711. Ceva cu 300. Și acum, cât estimezi tu să-ți dea la adunarea asta? Da. Estimează. Da. 2.000. 1, 8. Nu faci calcul. Aproximații. Cu aproximații, fără calcul, așa. Uite-te deodată, măi, cam acolo 2.300. 2.300 și cu 700. 300. 3.000. 3.200. 3.000 și ceva. 3.000. Important că ai 2.300. Și cu 7. Și cu 700. 2.300 și 700 fac 3.000. Cel puțin 3.000. Cel puțin 3.000. Bun. Deci vezi aici, la mie aproximăm până la sute, ca să poți avea precizia, cât de cât. Și atunci atât, să facem calcul, 1 și cu 0, 1, 1 și cu 7, 8, 7 și 3, 0, și 3, 3.081. În mod normal, s-ar fi făcut așa cu viteză maximă, 237 ori 3. Ar 3. Ia să vedem. Nu ar 3. Ori 13. 3 ori 7, 1. 21, 1. Și 1, 2 păstrăm. 3 ori 3, 9. 9. Și cu 2, 1. 11, da. 3. Și 3 ori 2, 6 și cu 1, 7. Deci, practic, adunarea asta, deci. Nu să o facem așa, viteză maximă. Deci, viteză maximă. Și acum începem cu 1. 1 ori 7. Sub 7. Unde îmi pun început? Sub 7, sub 7, domnul profesor. Sub 7 te spune. Acolo, nu? Nu, sub 1. Că e 1 cu 10, da? Da? Sub 1, 1 ori 7, 7. Sub 10. Neapărat, cu cifra care mulțim. Da, am mulțit cu 3, sub 3 am făcut cărdu. Da. Am mulțit cu 1 aici sub 1. 1 ori 3, 3. 1 ori 3, 3 și 1 ori 2. 1 ori 2, 2. Bravo, Mario. Aici, aici este, aici este suma asta. Este, este numărul acesta, 2370. Da, dar 0 la nu mai are. Da, nu are valoare, da? Și acum adună. 1. 1. 8. 0. 3. Wow, perfect, mă dat. 88. Viteză maximă. Deci, ce zici, te apte ideea. Mai ne-ai mai pomenit? Dar și fac asta la școală, oare ce o să se bucure. Ce da, să ai prins lucrurile astea așa de foarte bine și mai ales că spui, în primul cine, rând, cu cine mulțumim? Este clar, nu se ia, știți că de obicei greșeala copilor le învârt. Ia pe primul gol, am uitat să-l ducă până la capăt și... Dar acum tu ai văzut, primul rezultat este adunarea asta. Tu ai 37 de 3 gol. E acolo. Deci, corect, știu că mergi sub 10. Noi am vrut să vedem dacă tu știi. Te duci, te duci exact așa. Exact. Uite, dacă, acum să spun așa. 2, 3, 7 plus puncte, puncte, plus 2, 3, 237 de 35 de ori. A, și cum vrei acum să facă? Eu aș vrea să le pun eu sub altele, că nu mai vine acum să mă... A, viteză maximă! Da, ia să vedem dacă ne iese. 237 ori... Viteză maximă! Ori 35. Ia să vedem. Hai. 5 ori 7... 5 ori 7, 35. 5 și 3 ori mai stăteți. Atenție, le scrii, uite cum face să o fie scriu atunci. 5 ori 3, 5 ori 3, 15 și 3. 15 și 3. 15 și 3. 18. 18, 8 și 1 îl păstrăm. Și 3. 5 ori 2. 5 ori 2. 7. 10. 10 și cu 11. 11. Și am terminat cu primul rând. Perfect. Acum începem cu 3. 3 unde începi să construiești? Unde scriem? Scrie 0 sub 5. Așa ca să nu suspii să acoperim, da. Și acum merg. 3 ori 7, 14. 3 ori 7. 7 plus 7. Nu, 21. 21, 1 și 2. 2, ține, și te rețin un conflict cu el. Așa, facem. 5 ori, nu, 3 ori 3, 9 și cu 2, 1. 11. 11 și te tezi 2 și mai puneți 1, 1. Da. Și 2 ori 3. 3 ori 2, 5. 3 ori 2.
Okay, nu e 3 plus 2. 3 ori 2 e 6. E 3 de 2 ore, sau 3 de 3 ori, da? 6 și 1? 7. 5, 9, 2, 8. 8290. Perfect. Da. Oh, calculatorul ne-a spus. Calculatorul perfect. Deci vezi? Deci înseamnă să avem... așa ceva. În momentul ăsta, exersăm și la tabla mulțimii. Exact. Viteză maximă. Deci, e foarte important. Dar numai așa. Iar dacă nu este încă sigur, încearcă să-și prindă cu reperii lui să facă mulțirea aceea până când de lucruri se clarifică. Așadar, la revedere, Mario! Mulțumesc frumos! La revedere! Să nu uite de like și share și să vă abonați la Prof Online! La revedere! La revedere!